datorită insistențelor noastre și a colegilor noștri, s-au refus, s-au înapoiat buletinele oamenilor. Deci, ne așteptăm. Multe. Destul de multe. Sunt firme importante, sunt firme care, da? Nu putem să spunem de 5.000, că nu cred că sunt în Alba. Da? Deci, cel puțin la ziceți, la Valea Lungă, sunt undeva peste 50 de buletine. Pentru că e o firmă mai mică. În Alba sunt buletine mai mici. Noi am sesizat de biroul electoral, am sesizat atât organele competente, în așa fel încât să intervine în termen scurt pentru a se remedia această situație. Bineînțeles că dorim respectarea legii, sancționarea celor care au trecut la aceste măsuri, eu spun, abuzive. Din datele pe care le avem noi, știm că, inclusiv în județul nostru, lumea va merge la vot. Peste 50%, e vorba de undeva de 5-6% vor merge la vot, iar din cei care vor merge, peste 60% vor vota da. Totul este să reușim ca să transformăm aceste ziua de 29 într-o zi în care Alba Iulianu și cetățenii județului să poată să-și exprime intenția de vot într-un mod corect și nu cu teroare, nu cu frică că îl vede primarul sau îl pozează nu știu cine. Da? Să știți că PDL-ul și Traian Băsescu nu mai este durit. PDL-ul și Traian Băsescu va fi sancționat în data de 29, iar noi susținem ca toți cetățenii județului să meargă și să voteze da. Noi am avut în această perioadă, deci săptămâna aceasta, în fiecare săptămână, avem câte un meeting în orașele și municipiile județului nostru. Marți am fost la Oradea, în concomitent a avut loc un meeting, eu spun că destul de consistent, la Sepeș. Astăzi este meeting la Blaș, la ora 7. Mâine, 19, da? Și la Teiuș, da? Deci în fiecare... Și la Cugir, de... Da? Mâine. Și în Alba Iulia, nu azi. Și în Alba Iulia. Și mâine este... Da? Mâine este meeting-ul SLE în Alba Iulia, la ora 19, unde vă invităm să fiți alături de noi. Va fi un meeting mai lung ca cel de vinerea trecută. Da? Este ultima zi de campanie și facem din nou meeting. Noi credem că vom fi mai vocali, vom fi mai convingători. Și meeting-ul va dura cel puțin două ore. Da? Întâlnirea este aici, în parcarea de la Renner. Da? Și de aici vom pleca spre cetate, cu stadion, Cloșca, Transilvania, Goldiș. Noi estimăm peste 1000 de persoane. Mâine? 19. De la ora 19, da? De data asta vă lasă și în cetate. Rămâne să vedem, ne așteptăm să ne pună tot felul de opreliști, dacă luăm în considerare ce se întâmplă în județ. Da? Și vreau să vă spun că astfel de... Da, dar se merge pe jos pe forțele județului. Vom merge și pe jos, vom împărți și cliente, vom fi pagini așa cum am obișnuit, dar vrem să fim mult mai numeroși, în așa fel încât să reușim să transmitem un mesaj corect către cetățenii și către locuitorii județului nostru. Lumea dorește astfel de acțiuni și eu sunt convins că măsura luată de a se prelungi ziua în care se poate vota cu cele 4 ore este o măsură binevenită. Pentru că de ce să nu spunem? Vedeți că ziua, săptămâna este lungă, cetățenii mai merg la baie, mai merg la părinți și pe răcoare vor merge cu siguranță fie dimineața de vreme, fie seara mai târziu și să oferim această posibilitate tuturor celor care doresc să voteze, să aibă posibilitate. Ați văzut că posibilitatea este să voteze oriunde, cu un document de identitate, fie pașaport, fie carte de identitate, fie toate celelalte. Nu este problemă și noi susținem, recomandăm tuturor cetățenilor să se meargă, să-și pună punctul de vedere, pentru că de ceea ce se întâmplă duminică depinde soarta românilor și în mod special a României. Reușim să scăpăm de această bălăcăreală, reușim să scăpăm de acest balamuc care este la nivel național și mai ales din punct de vedere politic, vom reuși să intrăm într-o direcție normală, firească, așteptată atât de locuitori, cât și de mediul economic. Să nu credeți că cei care lucrează acum în
mediul privat, sunt încântați de evoluția cursului valutar. Nu sunt încântați deloc și abia așteaptă și poate că asta și ajută la motivarea lor să meargă la vot și să spună punctul de vedere. România are nevoie de liniște, are nevoie de stabilitate, are nevoie de o direcție consecventă în ceea ce trebuie să facem. Și am rămas foarte, foarte în urmă. Mulți îmi spunea, domnule, dacă rămâne Băsescu în continuare, Doamne păzește, vom ajunge ca și grecii. Vom ajunge, da? Sper că mai jos de atât nu se poate, sper că mai jos de atât nu este posibil pentru noi și nu ne dorim cu siguranță niciun. Acum, bineînțeles că noi nu dorim să vă lămurim pe dumneavoastră, dumneavoastră aveți opinia dumneavoastră, vrem ca mesajul nostru să ajungă cât mai jos la populație, care să conștientizeze până la urmă importanța votului de duminică, importanța votului din data de 29. Și să ia în vedere stilul în care a fost condusă România, interesul pe care l-a avut Traian Băsescu, acum potențat de vilele și de beneficiile care vreau să și le rezolv.